Marcel Ciolacu e foc și pară. Nici măcar nu se mai chinuie să mascheze. Astăzi ne mulțumim că PSD e vioara a doua la măsuri anticriză și că premierul Ciucă îi dă cu frit la impozitare progresivă și la suprataxarea speculanților, a lansat public un ultimatum la adresa partenerilor liberali de coaliție. Ori sunt acceptate propunerile PSD, ori prăbușirea guvernului devine iminentă. Și asta în plină și multiplă criză, militară, economică și, din nou, sanitară. De ce poziția asta brusc intransigentă? Pentru că pompierul de serviciu PSD riscă să deconteze politic dezastrul. Iar mâine, dacă nu se va întâmpla vreo minune, coaliția de guvernământ e pe cale să consfințească distrugerea picului de capital românesc rămas încă în picioare. Industria Horeca și așa pusă în genunchi de pandemie. Dat fiindcă de multinaționale nu te poți atinge, victimele vor fi tot restaurantele, barurile, livratorii de mâncare la domiciliu și organizatorii de evenimente. Asta înseamnă creșterea TVA de la 5 la 9%, asta înseamnă creșterea impozitului pe dividende de la 5 la 8%, asta înseamnă lipsa oricărui control asupra prețurilor la benzină și motorină. Între altele, ce alte deranjuri vor suporta, dacă vor mai suporta, micii și mijlocii antreprenori din țara românească, îi las pe invitații noștri să ne povestească, dat fiindcă e un pic în afara granițelor țării. Încep cu domnul Mugur Mihăiescu. Te salut, Mugur, din nou. Salut, Victor, și bună seara tuturor. În ce măsură te afectează sau te sprijină de mâine încolo în afacerile pe care ai, măsurile pe care le anunță și asupra cărora se pare că va conveni coaliția de guvernământ? Am enumerat câteva dintre ele. Păi, da, este de așteptat în condițiile în care singura ieșire din zona inflaționistă, atâta timp cât Banca Centrală Europeană a tipărit 3 trilioane de euro, de unde să strângi bani la buget, la un aparat bugetar înfometat, de la privați. Și atunci te pui cu taxe și impozite pe ei, pentru că n-ai pe cine. Când cea mai simplă ieșire, așa cum le-am spus, dar nu o să facă niciun partid, este să reduce aparatul de stat, astfel încât să nu mai ai cheltuieli aiurea. E atât de ușoară ieșirea din zona asta. Dar nimeni nu face treaba asta, pentru că aparatul de stat la ora actuală este cea mai vânată momeală, cea mai vânată bradă. Toată lumea vrea să angajeze la stat. Indiferent ce pregătire are, și ați văzut ce bine performează statul român. Așa cum am mai spus-o și în intervenția de aseară la televiziune, am înțeles foarte simplu, cumpărăm barilul de petrol mai ieftin ca acum 10 ani și îl vindem de 4 ori mai scump benzină. Am înțeles că s-a dublat prețul cu salariile, am înțeles că s-au dublat prețurile cu energia electrică, care energie electrică generează umplarea prețurilor la petrol, care petrol umflă prețurile la energie electrică și uite așa ce bine peste noapte ne ocupăm cu 9 lei litru, când materia primă, repet, costă mai puțin, sensibil mai puțin, deci nu că mai puțin, sensibil mai puțin. Și atunci hai să facem impozit pe dividende, la SRL dividende, care așa cum am mai spus, nu reprezintă altceva decât impozitul pe plasamentele de capital. Adică la ESA-uri, când te duci și stai la plajă cu laptopul și îți plasezi capital și lucrează un consiliu de administrație și o terță persoană juridică pentru tine, da, este un impozit pe dividende. Pentru ce există dividende la SRL-uri? Asta este oricum o aberație ca să strângă bani la buget, ca să plătească aparatul bugetar care, în administrație, așa cum bine știți, reprezintă, de fapt, nu pot să-i spun mită electorală, dar mulțumire pentru cei care au ajutat pe cei actuali să vină la putere. Mugure, despre asta este vorba, așa că nu mă aștept la nimic. Predictibilitate zero oricum. Habar n-am ce să fie în toată. În ce măsură te afectează pe tine în zona de, haide să spunem, Horeca, în care activezi, creșterea TVA-ului de la 5 la 9%, că tu te încadrezi la toate, și la mâncare, și la băutură, și la catering, da. Și la... Dragul meu, hai să ne înțelegem. Eu nu știu cum o să mă afecteze, pentru că nu sunt Mafalda să predic ceva. Pentru că nu mai există predictibilitate în lumea mea. În lumea mea nu mai există de mult predictibilitate. Dacă
nu mărește TVA-ul, îți închide iar business-ul cu ceva sanitar, dacă nu îți trimite un control și ceva, adică nu mai există nimic. Eu sunt zen din punctul ăsta de vedere, ce o fi să mi se întâmple, se întâmplă. Și problema e că nu mi se întâmplă în Mugur Mihăiești, se întâmplă industriilor întregi, oamenilor care lucrează în sfera privată, acolo unde ne confruntăm cu lipsă de forță de muncă, mare lipsă de forță de muncă, în timp ce tot statul, aparatul de stat, e îngâlvit cu salarii peste, normal, peste tot ce înseamnă zona privată, că noi așa avem și le-am promis că trebuie să-i mulțumim pe cei care ne-au votat. De asta suntem aici. Nu, așa că predicții pentru mine și pentru business-urile noastre în Horeca, așa, habar n-am, nimeni nu poate să facă predicții. Este Dumnezeu cu mila. Și cred că ăsta ar fi sloganul cel mai... Mă deranjează pentru că ei știu foarte clar lucrurile astea. Și sloganul cel mai bun al acestor partide care s-au perizat și al politicului actual ar trebui să fie unul foarte simplu. Fiecare pentru el. Pentru că ăsta este sloganul, de fapt, ăsta e brandul nostru de țară. La ora actuală în România, întrebați pe orice om normal, de la copii la bătrân, este fiecare se descurcă cum poate. Nu avem perspective, nu avem predictibilitate, nu avem absolut nimic, nimic, nimic. Așa că ce predicții să fac eu? Câți oameni ai angajați, Mugur? Câți oameni ai angajați în business-ul de Horeca pe care îl conduci? 60. Și ești disponibil să închizi prăvălia dacă nu mai merge în actualele condiții? Păi da, am mai închis-o odată. Am mai țipat, toată lumea mi-a zis că da, că îi afectează lui. Da, bă, mi-a afectează mie, afaceri și ca mine. Sunt zeci de mii de alți antreprenori, cărora le iei impozit pe dividende. Ei ne fiind de sauri. Ei muncesc acolo, pot la pot, ca să crească firma aia. Pentru ce mai impozitești cu dividende? De unde dividende? Că noi nu plasăm capital și din profitul pe care îl realizezi din munca ta. Păi stai așa, ăla e impozitul pe profit. Ăla este impozitul pe profit al societății comerciale. Eu când îmi retrag, văd profitul, plătesc impozit pe profit. Da? Retragerea mea de profit au... Nu, stai un pic, Mugur, dar ție ți-a cășunat acum pe impozitul pe... Ție ți-a cășunat pe impozitul pe dividende care nu-i introdus ieri dimineața. Adică funcționează. Exact, este la... Așa este, e din totdeauna, e o găselniță foarte bună, așa cum găselniță este și acciza la benzină, pentru că acciza, în definiția ei de acciză, este o taxă pe un lucru sau pe un... Asta care nu este esențial, înțeleg, să fie acciză la cole, să fie acciză la jocuri de noroc, să fie acciză la cafea, să fie acciză la ceva fără de care... Nu-i așa? Poți să trăiești frumos și bine. Dar tu acum să vii cu accize și pe motorine și pe benzinuri, pentru că nu-i așa, acolo este încasare la buget. Tu nu poți să pierzi din treaba asta ca stat și din banii ăia la buget. Tu poți să plătești aparatul sau o parte din aparatul bugetat și să dai pomene de astea, vouchere, ca la Nicule, mărește-le, promite-le ceva de la pensie. Nicule, mărește-le pensia cu 300 de lei. Deci exact același lucru. Faptul că ai un aparat bugetar care te seacă de resurse, pe de o parte, faptul că există o inflație cauzată foarte clar de tipărirea monedei, gândește-te că doar Fed-ul american a tipărit o jumătate din masa monetară totală în ultimii 2 ani, totală, în ultimii 2 sau 4 ani. Păi cine să mai aibă încredere în hârtii? Pentru că această tipărire de masă monetară a fost foarte clar făcută din cauza unui lucru. Au închis economia mondială. Au închis-o pe noi, toate business-urile au închis, au prăbușit liniile aviatice, au prăbușit tot, au prăbușit chestiile a sute de milioane, miliarde de oameni. Și trebuiau să răspundă. Acum, cine să răspundă? Păi nu. Guvernele alea trebuiau să răspundă și am mai spus-o, moftic că boul ăla de Putin a pornit un război aiurea, pentru că le-a dat șansă acum acestor izbiți care trebuiau să răspundă în corpore pentru ce au făcut cu economiile mondiale, le-au dat șansă să aibă o scăpare, o gură de oxigen.
din cauza lui da, Putin. Da, sunt toți ocupați cu războiul și omenii erau ocupată să-i privească. Și ne-au ținut și pe noi și idiotul ăla i-a scos pe ăștia din judecată. Pentru că altfel, crede-mă, nu scăpau cu bine. Pentru cum au închis 2 ani de zile economiile. Economia mondială a fost închisă. Au tipărit tone și tone și tone de acum s-a redeschis și vă cocoșează pe partea aia.